De acord cu voi că ultima scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu este cea mai ciudată, enigmatică și dezarmantă dintre toate cele 66 de scrisori. Ei, ce ne facem cu ea? Singura carte profetică din tot Noul Testament și apogeul tuturor profețiilor și dezvăluirilor biblice, ne stă înainte în această dimineață. Însă pare să aibă loc de o așezare nefericită, după cum spunea cineva, undeva la final. Cine mai are timp și pentru această carte? Scrisă pe anul 95 după Hristos, Cartea Apocalipsa este ultima carte din canon, ultima scriere din perioada noului testament și ultimul mesaj lăsat de Dumnezeu bisericii. Oare cum ar trebui să ne apropiem de această scrisoare? Fiecare din noi se apropie de această carte în virtutea unui impuls, a unei inerții, de atracție sau reținere. Fie o îndrăgești, fie o urăști. Fie te atrage ca un magnet, fie simți o respingere inexplicabilă. Fie devine o manie, fie devine o fobie. Tinde să fie singura carte care contează, sau singura de care nu-ți mai pasă. Fie te simți apropiat, fie îndepărtat lectura Apocalipsei între compulsie și circumspecție, între agonie și extaz, între groază și speranță. Pare să fie invitația sau provocarea acestei cărți. Oare de ce? Primul rând, limbajul mai puțin familiar. Nu prea suntem obișnuiți cu imaginile și realitățile despre care ne vorbește. Apoi caracterul enigmatic, apocaliptic. În fața tuturor lucrurilor pe care nu ni le putem explica, simțim întotdeauna o reținere, o circumspecție. Apoi puzderia de interpretări care te năucesc. Mulți se simt descurajați în a mai citi, trăind sentimentul ăla că nu vor ajunge niciodată să-și lămurească cum stau lucrurile pentru ei. Și nu în ultimul rând, excesele, derapajele și abuzurile care au traumatizat efectiv oamenii de-a lungul viacurilor. Și atunci, mai bine te lipsești de an sau nu, tu ce reacție resimți în fața acestei cărți care ne stă înainte? Oare te-ai întrebat vreodată cum ar arăta Biblia fără această carte în ea? Și am pierde dacă ne-ar lipsi această scrisoare. Nu întâmplător, prima din cele șapte fericiri presărate în această scriere sună astfel, în unul cu trei. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Observați, ferice de cine citește, de cei ce ascultă și păzesc. Dacă aveți nevoie de un ghiont care să vă dea curaj, gândiți-vă doar la uh, cartea sau seria de cărți Narnia, care și de supana lui C.S. Lewis, în care el ne invită la o lume imaginară, ne provoacă, ne stârnește imaginația în a ne regândi lucrurile. Oare la cine se referă Aslan? Oare de ce toate aceste imagini, care au avut parte de o ecranizare la nivel global, au așa forță să stârnească imaginația și lumea noastră interioară? Observați un exemplu care și-a găsit inspirația Resortul în această carte și care ne invită și pe noi să pășim împreună în această realitate. Dacă ați citit deja cartea sau din ce vă mai aduceți aminte, cifra șapte ne captează, ne confiscă atenția. Este unul din numerele care se repetă cu obstinație, cu încăpățânare. Șapte fericiri, cele șapte duhuri, sfeșnice stele din mâna Fiului Omului, cele șapte biserici, cele șapte peceți, trâmbițe, chiar tunete, pentru ca în final să auzim de cele șapte potire. Gândindu-ne doar la cele șapte biserici din Apocalipsa, deși profeția este adresată unor comunități locale, șapte la număr, care începe cu Efes și se încheie cu Laodicea, prin faptul că se limitează la numărul acesta, nu vrea să transmită că celelalte biserici nu sunt luate în vizor sau nu sunt în preocuparea Mântuitorului. Cifra 7 vorbește despre relevanța totală, de plină, pentru toate bisericile de atunci și de astăzi. Așa că atenția pe care ar trebui să o acordăm învățăturii mesajului pe care Hristos vrea să-l transmită, cred că este cu atât mai important. Așadar, ce N-am avea dacă n-ar fi această scrisoare. Sunt șapte adevăruri pe care le-am găsit în linia tendinței simbolistice acestui număr șapte. În primul rând, n-am avea experiența convingătoare că Dumnezeu are primul și ultimul cuvânt în viața noastră. Un detaliu surprinzător este că Dumnezeu se adresează direct doar de două ori în această carte. În 1 cu 8, la început, și în 21, 5 și 6, la sfârșit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Cel ce era, cel ce este, cel ce vine, cel atotputernic. Iată ce spune la sfârșit, în 21, 5 și 6. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, Iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste lucruri sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Suveranitatea și stăpânirea universală a lui Dumnezeu e afirmată într-un mod categoric, firesc, încât s-ar putea să ne șocheze pe unii din noi. Dumnezeu are primul și ultimul cuvânt la începutul și la sfârșitul istoriei. Deși nu citează Ioan nici măcar o singură dată din Vechiul Testament, această carte pe care o scrie mustește de aluzii, de ecouri, de trimiteri la scrierile profetice, la scrierile lui Moise, în toate realitățile și realitatea profetică culminativă își găsește împlinirea în ceea ce promite Dumnezeu. Până și numele lui Dumnezeu pe care îl găsim în cartea Exod. Eu sunt cel ce sunt, sunt, e preluat în această carte și Dumnezeu se descoperă în felul acesta. Cel ce era, cel ce este și cel ce vine. Cu alte cuvinte, imaginea supremației lui Dumnezeu e surprinsă nu în detașare, ci în implicare, în venirea sa către noi. El vine spre noi în judecată și mântuire după cum subliniază Ioan în logica evenimentelor pe care le primește din cer, scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. În 1 cu 19, în imaginea splendorii descoperirii Fiului Omului, în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, îi comunică lui Ioan, scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, revelația de care are parte, când era în ziua Domnului în insula Patmos, apoi lucrurile care sunt, realitățile legate de viața bisericii, de situația specifică cu care se confruntă fiecare din cele șapte biserici, capitole 2 la 3, pentru ca mai pe urmă să se adriseze de la capitolul 4 la 22, la cele ce vor veni după ele. Ce emoție copleșitoare să știi că trecutul, prezentul și viitorul sunt în mâna lui Dumnezeu. Nașterea și moartea. Începutul și sfârșitul. Trecutul și viitorul. Neprevăzutul și temerile noastre. Pandemia și ceea ce va urma după. Incertitudinile și îndoielile noastre. De multe ori percepția ni se blochează, ni se îngustează efectiv într-un anumit punct în viață. Lucrul acesta este atât de bine surprins de piesa celor de la YouTube, Stuck in a Moment. Uneori încremenim, ne blocăm, devenim incapabili să mai putem aprecia lucrurile frumoase din trecut sau să anticipăm că ceva bun se poate întâmpla în viitor. Unii poate în perioada asta de pandemie s-au simțit alarmați, panicați. Observați cum această carte invadează viața noastră și ne răscolește în fața unei realități care ne depășește, care trece dincolo de ceea ce suntem noi, care încearcă să ne ridice, să vedem cumva lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și ăsta e punctul pe care aș vrea să vi-l aduc în atenție, de la care să plecăm în această carte, scrisoare fascinantă. În capitolul 4, versetele 1 și 2, uitați ce spune Ioan. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din tâi pe care l-auzisem, ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul, și iată că în cer era pus un scaun de Domnie. Și pe scaunul acesta de Domnie ședea cineva. Orizontul se dilată atunci când vezi lucrurile din perspectiva tronului și a celui care ține trecutul, prezentul și viitorul sub stăpânirea sa. Cu alte cuvinte, experiența cunoașterii personale a lui Dumnezeu nu-ți îngrădește viața, nu te scoate din realitate, nu te învață să fentezi sau să evadezi din realitate, ci te ajută să intri sau să reintri în realitate și să o vezi cu alți ochi. Cunoașterea lui Dumnezeu nu-ți limitează, ci-ți deschide viața. Nu-ți îngustează, ci-ți lărgește orizontul. Nu-ți umbrește realitatea, ci o dezvăluie. Nu te îndobitocește, ci, ci, ci îți deschide mintea înspre adevărata cunoaștere. Efectul viziunilor care sunt înregistrate din acest punct în cartea Apocalipsa cum spunea cineva, este acela de a-ți lărgi lumea spațială privind-o de sus și lumea temporală ca să o vezi din viitor de la finalitate. Un fel de a-ți expanda realitatea. Ce sentimente te încearcă în fața imaginii a cuprinzătoare și copleșitoare a tronului care apare în capitolul 4, în cer? Ai numărat cam de câte ori se repetă cuvântul tron, în față, în spate, în mijlocul tronului. Numai puțin de 14 ori, doar în capitolul 4. 7 ori 2. 14. Să nu aibă uh, această dublă cifră a desăvârșirii o semnificație pentru noi. Cu alte cuvinte. Descoperirea lui Dumnezeu, a tronului care șade în centrul istoriei și a planului lui Dumnezeu, dezbracă toate ideologiile și tiraniile de putere, toate lucrurile sau orice pretenție de autoritate în lumea în care trăim și ne oferă cu adevărat perspectiva din care să ne privim viața și lucrurile. Cel de-al doilea lucru. Care îl descoperă această carte, ce n-am avea dacă n-ar fi această scrisoare lăsată de Dumnezeu? N-am avea imaginea neverosimilă a biruinței mielului prin slăbiciune. O imagine care pare să nu fie adevărată, nu pare reală. Unul din cuvintele care ne captează atenția încă de la începutul acestei scrieri este cel de biruință. Mesajul de încurajare adresat fiecărei biserici este unul care invită la biruință, celui ce va birui. Se repetă în legătură cu fiecare biserică din Apocalipsa. Un mesaj adresat fiecărei comunități, celui ce va birui. Singura problemă e că nu-ți explică în ce constă această biruință. Abia capitolul 5 ne oferă una din imaginile cele mai sugestive și contrariante, poate din toată cartea. Capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 6. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu șapte peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare. Cine? Este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pe Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și-am plâns mult, ne spune Ioan, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul, din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte pecețe ale ei. Și, la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii, și între bătrâni, am văzut, stând în picioare, un miel, părea, junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi. Care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Ceea ce aude de la bătrâni cumva parcă intră în coliziune cu ceea ce vede. Însă, prin acest joc, autorul vrea să ne comunice felul în care el a înțeles că se încrucișează, se interpretează una pe cealaltă cele două imagini leul din seminția lui Iuda a câștigat biruința, dreptul de a deschide cartea și pecețile ei prin sacrificiu, prin jertfă, prin cruce, prin slăbiciune. Este o imagine cu totul și cu totul neobișnuită. Cel puțin pentru mine, cred că este una dintre imaginele cele mai răvășitoare care mă bântuie în înțelegerea scripturilor și a planului lui Dumnezeu. Nu voi uita cât de marcat am fost de filmul lui Richard Attenborough, filmul Gandhi, apărut în 1982, despre viața marelui om politic din India. Ceea ce demonstrează cu prisosință atât viața cât și filmul acesta este că etica non-violenței, chiar funcționează într-un tărâm străin de matricea credinței iudeocreștine. Etica sacrificiului, non-violența, iubirea vrăjmașului, nu e o formă de capitulare sau de resemnare în fața răului. Din potrivă, e o încăpățânare, un nonconformism care îți vine din baza așezării în fața unor valori și a încrederii nedesmințite în Dumnezeu cel viu și adevărat. Cele două adevăruri de până acum sunt capitale pentru că facilitează accesul în realitate. Un adevăr venit de sus, de la scaunul de Domnia lui Dumnezeu, și celălalt din realitate, din experiența cotidiană, a încercărilor, ispitirilor, a provocărilor și slăbiciunilor de care avem parte în acest orizont. Al existenței noastre de fiecare zi. Descoperirea de sine a lui Dumnezeu, lărgește orizontul existenței, în timp ce modelul sacrificial al mielului ne lasă o imagine mentală care alimentează, ne energizează să mergem mai departe. Valoarea celor doi vectori ai realității rese și din felul în care cel rău încearcă să falsifice să mistifice, să distorsioneze, să deformeze efectiv realitatea în care trăim. Sfânta treime, spre exemplu, este parodiată de Trinitatea satanică, Balaurul, Fiara și Prorocul mincinos. În timp ce apariția Fiarei pe scena istoriei seamănă cu un fel de înviere sau vindecare malefică. Uitați ce găsim în Apocalipsa 16, versetele 13, 14 și apoi în 17 cu 8. Apoi am văzut, ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate care se mânau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Atotputernic. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Ți se pare cunoscută această imagine? E foarte important pentru că în percepția noastră, în clarificarea lucrurilor, în dobândirea discernământului, există o bătălie pentru percepție, pentru realitate. De aceea e atât de important să avem o imagine cât mai clară, o perspectivă de o acuratețe cât mai elocventă cu privire la ceea ce înseamnă realitatea, felul în care Dumnezeu ne ajută să privim realitatea. În Apocalipsa 13, cu trei găsim următoarele. Unul din capetele ei, ale fiarei, părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Parcă ne duce cu gândul la cealaltă imagine, a mielului care părea junghiat și la felul în care fiara de-a lungul istoriei se încarnează în câte un imperiu și o putere mondială care produce atâta rău oamenilor și locuitorilor pământului. Poate că nu întâmplător miezul acestei cărți, Apocalipsa 12-14, este ocupat de acest conflict spiritual cosmic între bine și rău, între Dumnezeu și balaur. Cu alte cuvinte, nimic nu ne conferă o putere mai mare în fața răului, cum o face percepția corectă asupra realității lui Dumnezeu și a mielului care părea junghiat. Pot să vă spun ce efect a avut asupra mea lectura acestei cărți atunci când, în urmă cu mai mulți ani, am parcurs-o cu Biserica. Am realizat că are un efect liniștitor de încredere absolută în Dumnezeu. Era marcat de toate temerile pe care le am absorbit din anumite filme, în care puterea celui rău era mult mult supralicitată. Citind această carte, m-am vindecat de aceste temeri și am realizat că Dumnezeu are absolut toate lucrurile în control așa cum apare și în Cartea Iov și în Apocalipsa, duhurile rele, balaurul, cel rău, fiara, nu pot să meargă cu un milimetru mai încolo decât ceea ce le îngăduie Dumnezeu. Spune, nu crezi că aveai nevoie de această imagine liniștitoare, provocatoare, răvășitoare a lui Dumnezeu, care ne dă putere să trecem peste toate conflictele și impasurile cu care ne confruntăm în istorie. Unul din cărturarii cei mai reprezentativi pe această temă a vremurilor din urmă face o afirmație uluitoare, citez. Nu e de-a dreptul ironic că secolul care a mărturisit moartea diavolului și a anticristului în teologie, se referă la secolul 20, a experimentat cele mai îngrozitoare manifestări ale mașinațiilor demonice ale statului, cele mai mari dezolări provocate de războaie și cea mai răspândită oprimare a credinței creștine din întreaga istorie. Ciudat, în momentul în care ignori, te joci cu anumite lucruri spunând că îs baliverne, poate că și consecințele nefaste sunt pe aproape. Cea de-a treia contribuție semnificativă a cărții Apocalipsa este că ne prezintă puterea Fiului Omului de a transforma rămășița credincioasă într-o minoritate profetică. De aceea am început cu sala tronului din cer și cu imaginea tulburătoare a mielului din Apocalipsa 4 și 5. Din această scrisoare, însă, autorul decolează pornind de la situația reală a fiecarei biserici. Observăm fiecare comunitate cu problemele, cu neajunsurile, cu punctele forte. Parcă nici una nu seamănă cu cealaltă. Fiecare are specificul ei. Dacă citim această scrisoare, observăm cum imaginea scânteitoare și purificatoare a celui ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, ne oferă un mesaj răspicat și repetat pe care îl auzim adresat fiecarei biserici. Care sunt lucrurile care se repetă, care străbat aceste mesaje și aceste comunități? Știu faptele tale numai puțin de cinci ori se repetă. Știu necazul tău, sărăcia ta, știu unde locuiești. Ce imagine încurajatoare! să conștientizăm că El privește spre noi și cunoaște în detaliu, dincolo de suprafață, cum stau lucrurile. Celălalt mesaj care se repetă, cel puțin la cinci biserici uh, care sunt adresate, mesajul, pocăiește-te. Înseamnă că sunt lucruri rele, care trebuie smulse, care trebuie îndepărtate și eliminate. Pentru ca în final, fiecarei biserici să îi se repete un mesaj familiar, nu-i așa, din Evanghelie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Observați cât de subtil autorul ne reamintește ceea ce Hristos a spus oamenilor, credincioșilor, Duhul Sfânt le reamintește. Cele două mesaje nu se contrazic, ci converg, merg împreună, se împletesc, se interpretează unul pe celălalt. La un moment dat am conștientizat un detaliu aparent banal, dar noucitor pentru mine, și anume că nu păcătoșii notorii ai vremii l-au dat la moarte pe Mântuitorul, ci oamenii religioși. Nu știu dacă sesizați unde este adevărata problemă. Unul care a făcut prostii în această lume are șanse la un moment dat să se trezească la realitate. Dar cea mai mare problemă cu Biserica lui Dumnezeu de-a lungul viacurilor are de-a face cu incapacitatea noastră de a detecta și de a elimina răul din noi și dintre noi. Mesajul lui Hristos adresat celor șapte biserici pare să ne aducă exact în această bătătură. În această realitate. Oare poate biserica zilor noastre, poate comunitatea locală să identifice, să privească cu onestitate la lucrurile care nu merg, care nu se potrivesc cu ceea ce dorește Dumnezeu și să le îndepărteze, să-și asume curajul de ascultat de cel viu și adevărat? Atunci când am realizat pentru prima dată că invitația Mântuitorului din Apocalipsa 3 cu 20. Un mesaj adresat bisericii din Laodicea. Iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Când am conștientizat, în mod surprinzător, în toată perioada copilăriei, adolescenței, am auzit acest cuvânt adresat la întâlniri de evangelizare în care oamenii erau invitați să-și încredințeze viața lui Hristos, am fost șocat, am fost consternat. Cum adică un Hristos care stă și așteaptă ca cineva din comunitate să audă, să deschidă, să îl invite pe singurul care susține biserica și care poate să-i dea un viitor și o speranță. Probabil că nu e un simplu accident faptul că primul aspect pe care Hristos îl identifică la Biserica din Efes este lipsa iubirii, iar ultimul aspect este aroganța spirituală. Observați, cumva toată dezorientarea, deruta pe care oamenii și bisericile le trăiesc se mișcă între cele două realități, superioritatea spirituală și pierderea iubirii față de Dumnezeu și față de semeni. De multe ori poate această dragoste din ne pune în încurcătură. Mulți o confundă cu o stare intensă, extrem de intensă, de iubire, de afecțiune pe care o simți, de emotivitate pe care o resimți, poate la un moment dat în viață. Dar întrebarea este, așa cum zicea cineva, oare nu ne-am prăji, am putea trăi la o asemenea intensitate? Cea mai mare provocare pe care eu o resimt în fața acestei invitații îi să mă gândesc la oportunitățile ratate, la ocaziile în care puteam face efectiv ceva pentru cei de lângă mine. La felul în care dragostea lui Dumnezeu spre care mă întorc în fiecare zi, în fiecare săptămână, mă ajută să răspund la nevoile, situațiile cu care mă confrunt în zilele pe care le trăiesc. Aceasta pare să fie și invitația Mântuitorului. Mai mult decât atât. Dintre cele șapte biserici, cinci au primit această invitație răspicată de a se pocăi. Două dintre ele se pare că n-au parte de această avertizare, de această invitație. Cele două biserici din Smirna și din Filadelfia ne arată că se poate, se poate trăi frumos, poți să atingi un nivel de încurajare, de slujire care îți onorează Mântuitorul. Cât de frumoasă este această imagine reală, provocatoare pentru fiecare dintre noi. Oare cum te încurajează pe tine să auzi glasul lui Dumnezeu și să îți deschizi inima pentru a înfăptui ceea ce îți cere? În Apocalipsa 12 cu 17 citim și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Oare cum transformă fiul omului rămășița într-o minoritate profetică care îl onorează, care îl slujește în această lume? În primul rând, învățăm de la cele șapte biserici prin identificarea și smulgerea răului din noi și dintre noi. În al doilea rând, prin onestitate. Ca să fii onest, ai nevoie de curaj. Să privești la lucrurile neplăcute. Și fiecare dintre noi știm că așa ceva nu-i simplu, nici în viața personală, cu atât mai mult poate în viața unei comunități. Ai nevoie de curaj, de onestitate, de a privi lucrurile așa cum sunt. În al treilea rând, prin iubire și smerenie. Cred că Biserica niciodată n-a câștigat teren în această lume, ca atunci când a demonstrat iubire sacrificială și când, în loc să se raporteze de sus, s-a identificat cu oamenii, cu problemele și cu nevoile lor. Și nu în ultimul rând, așa cum spune textul din Apocalipsa 12 cu 17, prin ascultare, și mărturisire. Atunci când corectăm răul din noi și suntem gata să ascultăm și să-l mărturisim pe Dumnezeu, minoritatea profetică își îndeplinește mandatul pe care Dumnezeu i l-a încredințat. Oare câtă onestitate, conștientizare, iubire, smerenie, ascultare și mărturisire există în trăirea noastră? Pare să fie întrebarea aplicativă a acestui adevăr. În al patrulea rând, o altă contribuție semnificativă pe care scrisoarea aceasta ne-o aduce, este perspectiva restaurării cosmice. Imediat după imaginea proeminentă a tronului și cea contrariantă a mielului care părea junghiat, se dezlănțuie trei serii de câte șapte nenorociri care lovesc pământul: cele șapte peceți, cele șapte trâmbițe și cele șapte potire. Constatăm o progresie a judecății de la a patra parte a pământului la peceți, la a treia parte a pământului în mesajul trâmbițelor, pentru că în mesajul legat de cele șapte potire, urgiile lui Dumnezeu să lovească întreg pământul, întreaga realitate. Citez din Apocalipsa 15 cu 1 și 16 cu Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri, duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Mesajul răspicat pe care ar trebui să-l auzim fiecare dintre noi e că judecata lui Dumnezeu este iminentă. Oare ce ar trebui să auzim că acest șapte se repetă în trei serii? Este o judecată progresivă, observați de la patra parte la întreg pământul și Universală. Dar să nu fie acesta cel mai puternic mesaj de speranță și îndreptare a lucrurilor pentru această lume. Ce valoare are pentru tine cerul nou și pământul nou dacă lucrurile rele nu sunt rezolvate, dacă lumea în care trăim nu e reparată, dacă răul nu-i judecat? Și dacă lucrurile bune nu sunt puse în, în evidență și în lumina corespunzătoare. Fiți atenți ce spune Ioan în Apocalipsa 11 cu 18. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești robilor tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Înseamnă că Dumnezeu răsplătește și prăpădește pe cei care nenorocesc, pe cei care distrug tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Judecată și restaurare cosmică pare să fie un mesaj răsunător din această carte. Nu o să uit o imagine care m-a urmărit a marelui filozof evreu Martin Buber, întrebat de ce nu crede că Isus Hristos este Mesia, cel trimis de Dumnezeu, răspunsul lui a fost, fără ezitare, unul răspicat. Pentru că nu văd că această lume este reparată, este în ordine așa cum ar trebui să fie. Intuiția acestui om este că odată cu venirea Mântuitorului, a răscumpărătorului, lucrurile trebuie îndreptate și exact asta ne readuce aminte cartea Apocalipsa, că mielul este cel care va pune lucrurile în ordine, va repara cosmosul acesta stricat de către oameni. Furat de ceea ce este trecător sau captivat de ceea ce rămâne. Pare să fie întrebarea stăruitoare a acestui adevăr al cincilea aspect crucial pe care Apocalipsa îl aduce în atenția noastră este imboldul, fermentul mărturiei, credincioșiei până la capăt și a atitudine proactive. Oare de ce încă din mesajul introductiv de salut al scrisorii, Iisus Hristos este prezentat ca martorul credincios și adevărat? Așa cum Antipa, în 2 cu 13, este evidențiat. El a fost credincios în ciuda săbiei care a venit peste viața lui. În miezul cărții, între capitole 12 și 14, stă așezat conflictul major al acestei lumi în care ne mișcăm. Iată ce spune cuvântul profetic din Apocalipsa 12 cu 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Sângele mielului, cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Nu o să uit Linții Brown, un vorbitor din țara Galilor, la Forumul European de Conducere, ne relata o experiență cu un tânăr din contextul musulman, discutând despre felul în care el a ajuns să se întoarcă la Dumnezeu, să-L primească pe Hristos, a ajuns la concluzia că trebuie să spună familiei sale lucrul acesta. În momentul în care tatălui a auzit, a luat o armă și a tras după el, însă l-a nimerit în mână pe fratele lui. Mama speriată s-a aruncat asupra tatălui, încercând să-l împiedice să ducă nenorocirea mai departe. În momentul acela el a avut de luat o hotărâre. Pleacă, se îndepărtează, se rupe pentru totdeauna de familie sau va continua să trăiască încercând să fie o mărturie, așa cum îl ajută Hristos. A ales decizia din urmă. După o vreme, tatălui a ajuns să se închine aceluiași Hristos. Cei din conducerea islamului care au auzit lucrul acesta, au venit la el și spune acest tânăr: L-au omorât. Cum ai omorât un animal, un câine? Și acest om care relatează episodul acesta era curios. L-a întrebat: Mama ta ce-a făcut în momentul acela? Și acest tânăr a spus: Mama mea a devenit creștină în momentul acesta. Observați, în momentul în care ești gata să mori pentru credința ta în Hristos se întâmplă un miracol, o putere extraordinară care reverberează în viețile celor de lângă noi care ne sunt apropiați. Cuvântul martir și martor provin din aceeași rădăcină. Înseamnă că Ioan vorbește despre mărturia organică, observați și în textul pe care l-am citat, prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Înseamnă că acea mărturie se verifică în cotidian, în detalii vieții de fiecare zi. Istoria Bisericii, până în perioada lui Constantin, a demonstrat cu prisosință adevărul că primii creștini au știut care sunt lucrurile pentru care să trăiască și care sunt lucrurile pentru care sunt gata să-și dea viața. Nu e de mirare că unul dintre părinții Bisericii a remarcat sângele martirilor. Sămânța creștinismului, o realitate, o minoritate profetică care reușește să câștige teren și să-l onoreze pe Hristos. Oare noi mai știm pentru ce să trăim și mai știm care sunt lucrurile pentru care merită să mori? În 13 cu 7, vorbind despre fiară, ni se spune: I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norot, peste orice limbă și peste orice neam. În timp ce în Apocalipsa 15, cu 2, găsim următoarele. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe mare de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei și ai numărului num numelui ei. Prin această asociere, autorul așează în inimile noastre o întrebare sfredelitoare: Și cine sunt, până la urmă, adevărații biruitori? Cei care au învățat să-și trăiască viața fără rest și în fața singurei audiențe care contează. Al șaselea adevăr care răzbate din această carte, scânteitor, este puterea salvatoare a închinării noastre. Cât de sugestivă poate fi avertizarea din final în care reacția firească față de asemenea descoperiri venită printr-un așa mesager era să îi se închine. Apocalipsa 22 cu 9. Însă îngerul îi spune, ferește-te să faci așa ceva. Singurul care merită închinarea noastră. Cât de răsunător, cât de provocator ar trebui să sune cuvântul acesta în urechile noastre. Am rămas marcat atunci când am găsit cuvintele pe care această scritoare evreică, Simon Veil, îl lasă într-una din cărțile sale. Umilitatea se află în noi, dar ne umilim în fața unor Dumnezei falși. Observați câtă ironie, cât adevăr în această maximă, în aceste cuvinte simple. Închinarea promovată de mesajul cărții Apocalipsa nu invită nici la retragere din lume, în iluzii sectare, lăsând lumea în plata judecății de apoi și nici în fanatism religios agresiv față de opiniile altora, ci la o închinare ce nu poate fi separată de dreptate și adevăr în toate aspectele vieții noastre. Dacă m-a fascinat ceva la această imagine a închinării din Apocalipsa, este închinarea organică, plenară, o mărturisire care își găsește acoperire în viață, în cotidian, în ceea ce facem cu faptele noastre, în viața de fiecare zi. De aceea, mesajul acesta polarizant, opus dintre închinătorii fiarei și închinătorii adevărați, este atât de real și atât de vital pentru credința noastră. Și în al șaptelea rând, un alt adevăr, fără de care am fi mult mai săraci în trăirea și în existența noastră de credință, este vibrația trăirii cu sens între iminență și zăbavă. Dacă lumea aceasta are o finalitate, atunci tot ceea ce facem aici contează. În Apocalipsa găsim în capitolul 6, de la versetul 9 la 11 următoarele. Când a mielul pe cetea A5 a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, Până când, stăpâne, tu care e sfânt și adevărat, zăbovești, observat, să jude și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia dintre ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei. Această vibrație, această tensiune dintre iminență și zăbavă este cea care te ajută să trăiești cu sens, să descoperi sensul vieții tale în umblarea de fiecare zi, în tot ceea ce faci. C.S. Lewis, încercând să răspundă la o întrebare sâcâitoare, de ce Dumnezeu intră în lumea noastră deghizat, ne oferă un răspuns încurajator și anume, ne oferă șansa de a trece de partea lui de bunăvoie. Îngăduiți-mi să vă citez câteva rânduri din ceea ce ne lasă în cartea creștinism pur și simplu. Cred că nici tu, nici eu, N-am avea o părere foarte bună despre un francez care ar fi așteptat ca armatele aliaților să pătrundă în Germania pentru a declara că este de partea noastră. Dumnezeu a înfăptuit invazia. Dar mă întreb dacă oamenii care cer lui Dumnezeu să intervină deschis și direct în lumea noastră își dau seama despre ce va fi când el va face lucrul acesta. Când se va întâmpla acest lucru, va fi sfârșitul lumii. Când autorul apare pe scenă, piesa de teatru s-a sfârșit. Dumnezeu va invada lumea, e în regulă. Dar atunci, la ce bun să mai spui că ești de partea lui, de vreme ce vei vedea cum tot universul natural se risipește ca un vis? și în locul lui se năpustește altceva, care nici nu ți-ar fi putut trece prin minte. Ceva atât de minunat pentru unii și atât de groaznic pentru alții, încât nimeni nu va avea de ales. Căci de data asta Dumnezeu nu va fi deghizat. Va fi ceva atât de copleșitor, încât fiecare creatură va fi cuprinsă fie de iubire irezistibilă, fie de groază irezistibilă atunci va fi prea târziu ca să mai alegi de partea cui să fii acum astăzi în clipa asta avem șansa de a alege partea cea bună am încheiat citatul acum astăzi în această clipă avem această șansă. Nu știu dacă mesajul din această dimineață ți-a trezit interesul pentru această carte sau a sporit și mai mult spaimele apocaliptice. Nu știu dacă te-a făcut să o îndrăgești sau cel puțin să o citești, să o recitești. Dar știu ceea ce mi-a dezvăluit mie. În primul rând, imaginea plausibilă a realității, dezvrăjirea lumii și descoperirea lui Dumnezeu. 2. Imaginea neverosimilă a biruinței Mielului. 3. Imaginea unei comunități care trăiește în pocăință și ascultare de Hristos. 4. Tabloul năucitor al restaurării cosmice. 5 imboldul credincioșiei până la capăt. 6. Relevanța închinării autentice și a implicațiilor care decur din ea. Și 7. Imaginea vibrației fertile care te ajută să faci alegerile corecte și să străiești viața cu sens. Și pentru că tot am vorbit de citire, Iată cum cred că ar trebui citit Apocalipsa. 1. Citește-o în mod repetat, ca să te familiarizezi cu ea, cu mesajul ei, cu limbajul ei. 2. Citește-o împreună cu alții. Alte perspective te echilibrează în subiectivismul pe care îl poți avea. 3. Atenție. Citește-o cu bun simț. N-ar trebui să te lași alarmat, speriat de alte interpretări, de ceea ce cred alții. Lasă ca cel bun simț care vine de la Duhul Sfânt să te ghideze și să te orienteze. 4. Citește-o în echilibru cu celelalte scrisori de dragoste din Sfânta Scriptură. Observați marea problemă în viața noastră când apare acest dezechilibru, când citim doar o carte în detrimentul celorlalte și pentru că această carte mustește de atâtea aluzii, de atâtea trimiteri, oare cum ai putea o înțelege fără celelalte scrisori de dragoste din partea lui Dumnezeu? Și nu în ultimul rând citește-o într-o atmosferă de rugăciune și de reflexie. roagă -te lui Dumnezeu să-ți descopere și judecă cum stau lucrurile pentru tine în dreptul tău, în ceea ce îți transmite Dumnezeu. Oare ce ai avea de câștigat prin parcurgerea acestei cărți? Îți oferă invitația de a trăi în realitate. Îți insuflă curajul de a fi gata să mor pentru ceva. Îți sensibilizează conștiința față de voia lui Dumnezeu. În al patrulea rând, îți aprinde în suflet speranța restaurării 5 îți reamintește că bătălia este pe viață și pe moarte îți dezvăluie implicațiile închinării și 7 îți oferă șansa de a trece de partea lui de bunăvoie și de a trăi cu sens tu ce alegi? Chiar. Pare să fie una din întrebările răscolitoare ale acestei cărți. Cum să nu te simți cuprins de iubire irezistibilă? În Apocalipsa 22 găsim următoarele cuvinte. Versetul 17. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete. Să vină cine vrea să ia apa vieții fără plată. Doamne drag, îți mulțumim frumos pentru fiecare scrisoare și în mod special pentru această scrisoare. E adevărat greoaie, bizară, neobișnuită, însă, Doamne, mă rog să ne dai răbdare, răgaz, perseverență, ca să auzim nu mesajul de suprafață, ci mesajul profund, care transformă, care ne insuflă toate acele lucruri care ne dau putere în fața ispitelor, provocărilor, temerilor și neajunsurilor noastre. Să mulțumim că faci infinit mai mult decât cerem sau gândim noi. Și îți mulțumesc personal pentru că ne iubești și că povestea ta se încheie cu o iubire incredibilă în care ai sacrificat tot, în care ai dăruit tot și în care aștepți ca să răspundem pe măsură. Doamne, dă-ne curajul și dă-ne înțelepciunea de a face lucrul acesta. Tată drag, în numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt. Amin.